oameni buni! Astăzi mă aflu în Ardeal, într-un loc plin de istorie de lângă Turda, într-un loc în care oamenii vin să se roage. Mă aflu în locul unde în anul 1601 a fost omorât voivodul Mihai Viteazul, primul voivod care a reușit să unească principatele române. El a fost omorât exact aici, în spatele meu. O să întorc camera și o să vă spun câteva informații legate de acest loc. Cum vă spuneam, în acest loc a fost omorât voivodul Mihai Viteazul, în urma unui complot pus la cale de nemeșii maghiari, în urma dietei de la Turda, împreună cu generalul Basta. General care nu mai suporta pe Mihai Viteazul datorită notorietății pe care o căpătase în vremea respectivă. Aici, aflat într-un cort, Mihai Viteazul a fost înconjurat de oamenii generalului Basta, care au intrat peste el și au spus că este prizonierul lor. În momentul respectiv, Mihai Viteazul și-a scos sabia și a apucat să mai spună bă, dar oamenii au tăbărât pe el, i-au luat sabia și i-au tăiat capul. Corpul lui Mihai Viteazul a fost scos pe marginea drumului pentru a fi mâncat de câini. Iar cei care au participat la acest omor i-au jupuit pielea de pe umăr și spate pentru a se mândri cu ce au făcut. Ulterior, trupul lui Mihai Viteazul a fost aruncat într-o groapă. Cu acceptul lui Batori, soția lui Mihai Viteazul, doamna Stanca, a ridicat în acest loc o capelă în stil bizantin, dar capela a fost distrusă. Cu ceva timp în urmă, Asociația Femeilor Ortodoxe din Turda, tot aici au ridicat o troiță, tot în memoria lui Mihai Viteazu. Iar în prezent, cei care veți veni în această zonă, veți descoperi acest loc unde este mormântat Mihai Viteazu, dar și mănăstirea Mihai Vodă, care a început să fie construită în anul 2002. Haideți să vedem cum arată și mănăstirea, unde puteți veni pentru a vă ruga. Aici, la intrare, în partea dreaptă, avem în română puțin din istoria mănăstirii și vedem că totul a început undeva prin 2002. Și totodată aflăm că mănăstirea se aseamănă cu mănăstirea Mihai Vodă din București, titorită de voivod în anul 1591, pe vremea când era ban al Craiovei, care a fost mutilată de vremea regimului comunist. Da. Văd că se aici. Cam așa arată mănăstirea și curtea interioară. O să intrăm în biserică pentru a vedea cum este biserica și în interior. Am descoperit împreună locul unde a fost omorât Mihai Viteazul, dar și mănăstirea Mihai Vodă. În cazul în care ajungeți prin Turda, veniți în acest loc pentru că aveți ce vedea. Am o rugăminte acum de final. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe, pe like, pe distribuire, astfel încât această informație să ajungă la cât mai multă lume. Până data viitoare aveți grijă de voi și nouă bine, mă, oameni buni, dar eu vă iubesc pe voi. Pa, pa!